Fotbaliștii petrolului se pot revedea mai repede decât credeau cu Grozav și Bochila. Cei doi fotbaliști au vizitat pe găzari cu ocazia primului cantonament din Turcia și se pot reîntâlni și în al doilea stagiu, dar pe teren. Petrolul Terec Groznei este cel de-al patrulea meci de pregătire pe care formația ploieșteană vrea să-l dispute la Belec. Și ultimul, deoarece a doua zi lotul revine în țară și pregătește prima partidă oficială din acest an. O altă revedere va avea loc pe 9 februarie, atunci când petrolul va juca împotriva celor de la Cuban Krasnodar. Bornescu și ceilalți băieți îl vor înfrunta pe Cigel Bucur, atacantul cu care s-au mai întâlnit în cantonamentul de vară din 2012. Lupii erau conduși atunci de Mircea Rednic, iar la ruși juca și Daniel Nicolae. Pe lângă duelurile cu Grozav, Bochila și Cigel Bucur, găzarii mai au programate alte două partide amicale, împotriva unor formații calificate în primăvara Europa League. Pe 6 februarie, trupa lui Contra o va întâlni pe Cernomoreț Odessa, iar peste trei zile, Mutu și coechipierii vor juca cu moldovenii de la Sheriff Tiraspol.